Primăria Miroslava își concentrează efortul pentru dezvoltarea celor două parcuri industriale care au atras investiții majore în comună. Toate drumurile din Parcul Industrial 1 au fost asfaltate, la fel și drumul comunal 25 care leagă Uricani de fabrica de antibiotice. Până la finalul anului se va rezolva și problema iluminatului din cele două parcuri industriale. Au plecat de la zero și au ajuns să se laude cu singurele parcuri industriale din județul Iași. În acest an au continuat investițiile din interiorul parcurilor pentru atragerea investitorilor privați. La același timp am lucrat la parcurile, cele două parcuri industriale. Am asfaltat toate drumurile din Parcul Industrial 1 și este o mândrie pentru noi că am reușit acest lucru. Am asfaltat drumul comunal 25 care leagă localitatea Uricani de la sensul giratorului la Uricani până la fabrica de antibiotice, creând măsurile normale necesare pentru funcționarea Parcului Industrial 2. Se lucrează în continuare la iluminatul public din Parcul Industrial. Termenul pentru finalizarea lucrărilor ar fi luna decembrie anul acesta. Lucrăm acum la iluminatul public în Parcul Industrial 1 și Parcul Industrial 2. Sperăm ca până la sfârșitul anului să fie gata. Atunci sunt convins că o parte din oameni sau o parte din vizitatorii Comunei Miroslava o să meargă în Parcul Industrial să vadă cam ce s-a făcut acolo și cam cât de frumos este. Parcul Industrial 1 are un grad de ocupare de 100% și se întinde pe 46 de hectare.